Bună ziua! Suntem în a noua zi de vacanță virtuală și ne cerem scuze pentru întârzierea de la ora 11. Au fost mici probleme tehnice, dar am revenit în forță și astăzi îl avem invitat alături de noi pe Marius Simion, fondator NLP Mania și trainer NLP. Bună, Marius! Salut, ceau, salutare de la Timișoara, din partea cealaltă de țară. Noi te salutăm din cealaltă parte de pe Da. Cum e este. la mare în perioada Mare, asta? E soare? e soare, e foarte bine. Super. Fain, fain, mă bucur. Așteptăm cu mare drag să treacă timpul și să venim, să termine 15 Da, nouă o să mai realitate. dureze, o să mai dureze o perioadă. Ce am observat în toată perioada asta că e foarte crescut nivelul de stres al oamenilor. E o tensiune din aceasta emoțională pe care multora le-a reactivat persoanelor care sufereau, de exemplu, de atacuri de panică, de un stres din acesta cronicizat de mai mulți ani, le-a reactivat toată acea tensiune interioară. Și am avut foarte multe persoane și la cursurile pe care le-am început, le-am continuat online în perioada asta, dar și în ședințe individuale care m-au întrebat cum să facă, cum să procedeze, pentru că toată această perioadă, chiar retrași fiind, în loc să ne liniștim emoțional, din contră a reprezentat o apăsare, o senzație de tensiune pentru foarte mulți oameni. Și, într-un fel, pe de o parte e normal să fie așa, pentru că noi suntem ființe sociale și atunci ne echilibrăm emoțional în prezența altor persoane. Cu cât sunt mai multe persoane în jurul nostru, cu atât noi, de fapt, de la fiecare persoană luăm un anumit tip de feedback. Și feedback-ul respectiv îl folosim ca să reglăm structura noastră emoțională. Lipsind o perioadă mai îndelungată acest feedback din partea altor persoane, feedback-ul nu trebuie să fie un feedback de tip verbal, acum îți spun ceva despre tine. Nu, feedback-ul pe care îl primim poate să fie efectiv reacții ale celorlalți, faptul că un om nu zice nimic când tu te-ai aștepta să zică ceva, poate să fie și ăla un feedback, deci orice situație. Cineva îți întoarce spatele. E un feedback, știi? La asta mă refer. În această perioadă, lipsind feedback-ul acesta, am fost nevoiți cumva să stăm noi cu noi înșine în fața oglinzii și să vedem în acea oglindă mentală a noastră inclusiv ce nu ne place la noi. Și fără acest feedback din exterior care să ne dea, inclusiv, noi căutăm acel feedback din exteriorul nostru, în special pentru că ne dă validări. Și atunci, neobținând aceste validări, de multe ori tensiunile acumulate, stresul, mai ales în situația în care persoana respectivă se confruntă cu o imagine de sine mai scăzută, cu o stimă de sine mai scăzută, cu o lipsă de încredere în sine, e amplificat această tensiune emoțională, ceea ce oamenii în general numesc emoții negative. În realitate, nu e vorba de niște emoții negative, e vorba de niște emoții. Emoțiile nu sunt pozitive sau negative, ci doar nu suntem noi adaptați sau nu suntem noi antrenați, nu le înțelegem pe deplin și atunci fugim de ele, ne ferim de ele. De exemplu, mi-a venit acum un exemplu clasic pe care îl folosesc la cursurile mele. Frica. Frica, când simți frică, senzația este că e o emoție negativă. Însă frica e o emoție pozitivă atunci când, habar n-am, ai în față pe o cărare un șarpe. Și nu știi dacă e un șarpe blând, dresat, care o să danseze, sau tocmai vine să se agațe de tine, să devină bijuterie pe umăr, știi? E, și atunci, frica e o emoție extrem de pozitivă, nu e deloc negativă, adică foarte bine că ai frică, știi?
Problema este de context. Și aici este marea greșeală pe care o fac foarte mulți oameni, că interpretează lucrurile la modul absolut. Interpretând lucrurile la modul absolut, noi nu mai putem să discernem, să alegem, să zicem, băi, acum simt emoția asta, acum simt furie, dar nu este în regulă în acest context. Dar s-ar putea în alt context furia să-mi folosească, să-mi fie bună. Dacă merg cu familia pe stradă și mă atacă cineva, am nevoie de furie, de enervare, de energia aceea dată de agresivitatea animalică din noi, tocmai ca să supraviețuiesc. Cum așa, frica e o emoție pozitivă pentru că îmi dă un bun sfat, îmi șoptește, fugi, acum e momentul să fugi, știi? Dar totul ține de context. Deci frica e bună într-un context, dar nu este bună în contextul în care, de exemplu, trebuie să te duci la un interviu de angajare. Și vrei să te angajezi undeva și în loc să simți curiozitate, entuziasm, bună dispoziție, relaxare, tu simți frică. În momentul în care în contextul neadecvat tu simți emoția respectivă, atunci noi generalizăm și zicem emoțiile astea sunt negative. Nu, emoțiile sunt neutre, absolut toate emoțiile sunt neutre, contextul este cel care le face pozitive sau negative. Și ce e important aici este să ajungem să putem să stăpânim, să controlăm mental aceste emoții, astfel încât să decidem noi dacă este contextul potrivit să simt o anumită emoție sau altă emoție. Noi am fost, ca ființe umane, am fost programate genetic, să zic așa, să putem să avem emoțiile potrivite în contextele potrivite. Însă, de-a lungul mileniilor de evoluția societății, societatea ne-a dat un pic peste cap aceste programări. Și am ajuns să considerăm pericol, inclusiv lucrurile care nu sunt pericol. Frica, de exemplu, și revin la frică pentru că e una din emoțiile cu care multă lume s-a confruntat în ultima perioadă, chiar dacă nu este o frică de un dușman cunoscut, zici, ăla e inamicul, de ăla trebuie să fie frică. Nu, e o frică, așa, o tensiune, o anxietate. Da? Ei, cu milenii în urmă, când trăiam încă în mijlocul naturii, știam clar de ce anume să fugim, de ce anume ne era frică. Contextul era evident potrivit pentru frică, pentru a fugi, pentru reacția dată de frică. Ce s-a întâmplat? Evoluând societatea și mintea noastră, evoluând și învățând să spună povești, învățând să ne gândim la diverse contexte, învățând să inventăm diverse contexte, am ajuns să ne fie frică atunci când contextul nu este cel potrivit. Și îți dau un exemplu. Lucram la un moment dat cu cineva care avea frică de a zbura cu avionul. Și una din întrebările mele a fost, ok, am înțeles, ți-e frică de a zbura cu avionul, dar în realitate de ce anume ți-e frică atunci când zbori cu avionul? Și zice, mi-e frică să nu cad cu avionul și să mor. Și întrebarea mea a fost, și de câte ori până acum ai căzut cu avionul și ai murit? Și omul s-a uitat așa blocat la mine, a început să râdă și zice, păi niciodată nu am căzut cu avionul și am murit. Nu? E prostească întrebarea ești. Am venit la tine să-ți dau bani pentru întrebări din astea prostești. Și concluzia mea cu el în discuție a fost următoarea. Ok. Dacă încă nu ți s-a întâmplat acest lucru, asta înseamnă că imaginația ta îți provoacă această frică. Deci nu ceva real, adică pericolul respectiv nu există. Este un pericol construit, este un pericol imaginat de tine. Bineînțeles, psihologia noastră nu face distinția. De exemplu, dacă îți pui capul la remeneu, remene și îți amintești ceva ce ți s-a întâmplat sau îți imaginezi ceva ce încă nu ți s-a întâmplat, se activează exact aceleași circuite neurologice. Asta înseamnă că mintea noastră nu face deosebire clară între ceva ce noi ne-am amintit și ceva ce ne-am imaginat. Răspunsurile organice, adică hormonii care se secretă și care ne dau această senzație de frică, sunt aceiași. Trăim la fel în interiorul nostru atât o amintire neplăcută,
cât și imaginația, cât și faptul că ne imaginăm că s-ar putea să simțim starea asta de frică și să nu mai știm ce să facem, să ne blocăm. E același lucru pentru mintea noastră. Și ce e interesant este că pentru a vindeca senzația asta de frică, pentru a controla această emoție și oricare dintre emoțiile pe care noi le considerăm negative, că e frică, că e mânie, că e tristețe, că este agitație, anxietate, nu-ți mai găsești locul, că e frustrare, că e gelozie. Toate aceste emoții dispar în timp. Iar șmecheria descoperită în programarea neurolingvistică, adică domeniul ăla care te învață cum anume oamenii programează sau își programează mintea cu ajutorul cuvintelor, șmecheria zice așa: dacă eu aș găsi o baghetă magică ca să pot să îi spun minții mele că a trecut deja suficient de mult timp, mintea mea ar micșora, ar scădea în intensitatea acea emoție până când nu ar mai fi deranjant, până când nu aș mai simți eu. Și există un exercițiu extrem de simplu pe care îl facem în programarea neurolingvistică legat de cum anume să scapi de asemenea emoții negative. Și exercițiul se face în felul următor. Pe noi ceea ce ne deranjează, ceea ce ne produce emoția negativă este o imagine din mintea noastră, o imagine sau un film. Repet, poate să fie amintit, poate să fie imaginat, nu contează. Este o imagine. Vine din trecut sau vine dintr-un viitor care încă nu s-a întâmplat? Poftiți, domnișoară. Bună! Și ce fac? Acea imagine din mintea noastră, acea imagine din mintea ta, este cea care, este cea care îți dă starea emoțională pe care tu o simți. De exemplu, când te simți bine, când ai o stare bună și nu neapărat că trăiești o experiență interesantă, adică te joci cu ceva super colorat și cu ochi ciudați, ci pur și simplu te simți bine, se întâmplă ai această trăire, ai această senzație, pentru că te gândești la ceva care îți face plăcere. Întrebarea este, cine te obligă la ce anume să te gândești? Avem libertatea completă să alegem la ce anume să ne gândim. Însă, și aici este elementul cheie, antrenamentul, obișnuința, ne îndeamnă să ne gândim într-o anumită direcție sau într-alta. Una dintre sugestiile pe care le dau participanților la cursurile mele, persoanelor cu care lucrez în mod direct, e următoarea. Prima dată îndepărtează, imaginează-ți mental, ai în minte, cu ochii închiși, privește imaginea aia care îți dă o senzație de tensiune negativă și imaginează-ți că ai o telecomandă magică în mână și că apeși pe un buton. Și butonul ăla îndepărtează imaginea. O duce la 10 metri, la 20 de metri, la 30 de metri de tine. Acea imagine, odată îndepărtată, creierul tău știe că, de fapt, acel eveniment nu s-a întâmplat de mult timp. Și dacă s-a întâmplat de mult timp, înseamnă că nu mai simți așa de intensă emoția. Cu cât o duci mai la distanță, cu atât emoția respectivă o să scadă în intensitate. Și ce urmează să faci după ce ai făcut lucrul ăsta, este să iei emoțiile sau imaginile din mintea ta care au cea mai intensă încărcătură emoțională și cu fiecare să începi să le îndepărtezi. Sunt mai multe elemente aici. Eu îți dau acum, hai să zic așa, un 5% din ce se poate face. Însă o să vezi că este suficient pentru a
micșora măcar cu 3/4 intensitatea emoțională. Și 3/4 e mult, 3/4 e super, super valoros. Pentru că o persoană care zice, eu nu pot să mă urc la volanul mașinii pentru că tremur, că mi-e teamă, pentru că am în minte imaginea unui accident la care am asistat cu ani în urmă, în momentul în care acea imagine nu mai este sau este extrem de estompată, persoana respectivă, emoția persoanei respective nu mai are de unde să pornească. Emoțiile noastre pornesc din aceste imagini pe care noi le avem în minte. Sunt oameni, de exemplu, care își amplifică aceste emoții negative uitându-se la tot felul de filme prostești cu imagini cu accidente aviatice. Tipul cu care lucram mi-a zis că se uita frecvent la documentare care prezentau anchete după accidente aviatice. Eu care zbor frecvent, mă rog, nu în perioada asta, dar în ultimii ani aveam altă dată și pe săptămână câte 3-4 zboruri uneori. Cu toate că știu să-mi scot din minte imaginile pe care societatea mi le programează, nu mă uit niciodată la asemenea filme, la asemenea documentare, tocmai ca să nu fac o muncă aiure, adică mă uit și după aia zic, ok, hai să șterg imaginea. E pur și simplu inutil. Și sunt foarte atent, așa cum suntem atenți cu ce mâncăm, pentru că ne interesează sănătatea corpului nostru, ideal ar fi să fim atenți și ce primim prin văz și prin auz, cu ce informații ne hrănim mintea. Pentru că un nou concept pe care eu îl promovez în ultimii ani prin cursurile mele de programare neurolingvistică este conceptul de igienă emoțională, igienă mentală și emoțională. Ce înseamnă această igienă mentală și emoțională? Oamenii, noi suntem obișnuiți să ne spălăm pe mâini, fie că e pandemie, fie că nu este, suntem obișnuiți dimineața, ziua, ne spălăm pe mâini, ne mai facem câte un duș și așa mai departe. Însă nu ne-ar trece prin minte să facem același lucru și cu emoțiile noastre și cu mintea noastră. Cum adică să ne spălăm pe creier? Adică, ce, creierul meu e murdar? Da, e murdar de tot felul de informații aberante care ajung la noi. Gândiți-vă că nu avem o barieră, un vaccin împotriva gândurilor negative în mod natural și atunci trebuie să le învățăm. Ori procesul ăsta de învățare implică ca în fiecare zi, seara, înainte să te pui în pat, la culcare, în pat, la culcare, nici măcar nu contează, pur și simplu, caută să vezi care sunt imaginile din ziua care a trecut, care au un impact emoțional major asupra ta. Impact emoțional major neproductiv, adică o imagine, o emoție care nu-ți place. Și imaginea sursă a acelei emoții îndepărtează. Fă-o alb-negru dacă e color. Blurează. Fă să se vadă mică și neînsemnată undeva într-un colț al minții. În acel mod, tu îi spui minții tale, pun această imagine într-un alt sertar, nu în sertarul cu poze importante. Știi cum funcționează mintea ta? Imaginează-ți un album foto. Imaginează-ți... Ai acasă un album foto, ai mai multe albume foto, probabil. Probabil că stau în bibliotecă sau într-un sertar. Și acele albume foto conțin fotografii cu momentele speciale din viața ta, cu momentele frumoase, cu momentele deosebite din viața ta. Și câteodată deschizi acel album foto și privești acele amintiri. Și îți produc plăcere. Te bucuri, îți dau o satisfacție, acele imagini. Le retrăiești scenele din acele momente. Dar ce ai face dacă în mintea ta ar exista un aparat foto sau un aparat de filmat
care filmează în permanență atât scenele pozitive cât și scenele negative. Și niciodată nu ai putea să închizi acel album într-un sertar și să-l blochezi cu cheia. Ar fi în permanență, activ, în mintea ta, atât alea pozitive cât și alea negative. Problema e că suntem obișnuiți să ne concentrăm pe alea negative. Nu vreau să intru acum în detalii și să-ți explic de ce suntem antrenați așa. Suntem antrenați de societate să facem focus pe ce e negativ. Cumva ca să fim în alertă în fața pericolelor. Dar asta e un alt subiect. Ai albumul ăsta foto sau video cu toate momentele negative din viața ta. Și acum imaginează-ți că cineva te-ar obliga să le ai deschise în fața ochilor zi de zi. Pentru că în mintea ta nu le poți închide. Maxim, unele dintre ele le lași în trecut. Aia e bine. Ăla e momentul în care, hai să zicem că le închizi album. Dar ce se întâmplă cu cele care sunt încă în derulare? Ce se întâmplă cu cele care încă rulează și nu le poți închide? Nu le-ai închis. Sunt atât de active încât îți modifică stările emoționale. Aceste filme, aceste imagini din mintea ta sunt de fapt responsabile de personalitatea ta, de atitudinea ta interioară, de cum te simți tu, de cine simți că ești. Aceste filme, aceste imagini, aceste scene care se derulează în mintea ta sunt responsabile de nivelul tău de energie, sunt responsabile de nivelul tău de motivație. Atunci când simți că ți-e lene, atunci când simți că ești motivat să faci ceva, atunci când simți că îți vine să amâni, atunci când îți vine să abandonezi, este datorită faptului că bateria ta interioară, emoțională, s-a descărcat pentru că a fost consumată de aceste emoții negative. Acest film, aceste imagini, hai să le zic negative, care se derulează în mintea ta, îți consumă cea mai mare cantitate de energie. Metoda pe care eu o propun și o dau în cursurile mele, această metodă de igienă emoțională, spune că, exact așa cum ți-am zis, spune că în fiecare zi noi trebuie să alegem măcar una sau două sau trei din evenimentele majore din timpul zilei și seara, sau a doua zi dimineață, dar cel mai bine e seara, pentru ca să nu apuce să intre în subconștient noaptea când noi dormim, seara să îndepărtăm acele imagini, să le ștergem culorile, să le blurăm, astfel încât ele să nu mai rămână ca, să nu mai fie considerate de mintea mea ca fiind importante. Îți dau un pont. Un eveniment îl consideră mintea ta important dacă ți-l imaginezi sau îl gândești, îl vizualizezi mental ca fiind aproape, foarte luminos, foarte clar și cu multe culori. Dacă în mintea ta ceva este aproape, luminos, clar, cu multe culori, foarte vii, mintea ta zice e important. De exemplu, persoanele care sunt importante pentru tine, dacă te gândești la ele, o să le vezi așa. Persoanele care sunt neutre pentru tine, nu-ți pasă de ele, o să le vezi mai mici, mai la distanță, blurate, fără să fie cu înconjurate, imaginea nu e în culori vii, pur și simplu e neutră. Mintea noastră așa știe ce anume e valoros, ce anume nu e valoros pentru noi. Ce te învață această metodă este cum să îi spui minții tale, cum să comunici cu mintea ta, să o reprogramezi, astfel încât ceea ce până acum considera important, faptul că, nu știu, te-ai certat cu cineva, faptul că șeful te-a dat afară și suferi, habar n-am, orice lucru de genul ăsta, care îți mănâncă energia, adică trebuie să scapi de acea imagine, dacă îi schimb caracteristicile imaginii, mintea zice, nu mai e importantă, mă duc pe altceva, mă focalizez pe altceva. Îmi iau energia de acolo și o duc în altă parte. O duc acolo unde am nevoie de ea. Pentru că problema majoră este că noi avem o cantitate finită de energie psihomentală. Și această energie, marea parte din ea, noi o consumăm ca să ținem sub capac emoțiile destructive din anii care au trecut din viața noastră. Plus ce ne imaginăm.
Pentru că dacă nu am ține sub capac acele emoții, noi nu am putea funcționa. Gândiți-vă, și acum revin la toată perioada asta de izolare. Poate cunoști persoane care nu suportă să stea singuri. Îți imaginezi cât de dificil a fost această perioadă pentru acești oameni. Nu suportă să stea singuri. Persoanele care nu suportă, nu le place să stea singuri, nu e întâmplător că au această teamă de a rămâne singuri. În momentul în care le dai ocupație, acești oameni își deviază atenția de la acea durere emoțională pe care ei o au. Cât timp însă nu au stimuli din jur care să le capteze atenția, ajung să simtă durerea emoțională din interiorul lor. Gândește-te la următorul lucru. Ai treabă prin casă și te miști peste tot, muți mobilă, habar n-am, faci ceva treabă prin casă. Și seara, îți iei pijamalele, vezi pe picior că ai o vânătaie. Ba chiar te și doare. Și zici, bă, da, când m-am lovit? Când am făcut chestia asta? Și cum de simt numai acum durere? În timpul zilei, învârtindu-te prin casă, te-ai pocnit cu piciorul de colțul unei mobile. Dar pentru că mintea ta era atât de focalizată pe altceva, n-ai băgat seama. Ai zis, a, ok, m-am atins. Durerea nu era acolo pentru că erai concentrat în altă parte, nu o simțeai, dar în momentul în care mintea ta nu s-a mai dus către exterior, către ce aveai de făcut, ci stă doar cu tine, atunci începi să simți durerile care sunt acolo, că nu știi ce să faci cu ele, dacă nu ai lucrat asupra lor. Și atunci, acest concept de igienă emoțională la care țin foarte mult, repetă, de fapt, ceea ce noi facem fizic. Ne spălăm continuu. Pentru că ce m-a distrat odată și spun faza asta de fiecare dată, la un moment dat, în timp ce prezentam conceptul ăsta, cineva mă întreabă, bine, Marius, dar de câte ori trebuie să fac, câte zile trebuie să fac exercițiul ăsta de igienă mentală? Și eu zic, dar cât timp ți-ai propus să te speli pe mâini și să-ți faci duș? Pentru ce perioadă în viitor? Zice, păi în fiecare zi, toată viața, de fiecare dată. Zic, a, ok, dar creierul nu trebuie să-l speli în fiecare zi și toată viața. Adică nu o să-l murdărești toată viața. Toată viața îl murdărim. Toată viața suntem bombardați de știrile de la ora 5, sub o formă sau alta. Toată viața avem situații în care apar, uite, cum a apărut acum, în pandemia asta, nu? Asemenea situații creează imagini tragice, imagini de teamă, imagini care nu trebuie să vină neapărat din trecut, cum ziceam, pot să fie efectiv imaginate. Sunt persoane care mi-au zis, zice, îmi imaginam că se îmbolnăvește soțul, că se îmbolnăvește mama, tată, îi vedeam bolnavi, îi vedeam la spital și eu la distanță și nu puteam să mă duc. Ok, toate aceste imagini îi vedeam și nu îi vedea în realitate, îi vedea în minte, în modul de gândire, da? Aceste imagini din mintea ta le poți modifica pentru că sunt în mintea ta. Ăsta e marele avantaj. Asta este ceea ce aduce programarea neurolingvistică. Zice, ok, dacă asculți cuvintele oamenilor, îți dai seama și ce au nevoie să facă. Pentru că oamenii în general spun, văd prea aproape de mine imaginea asta. Sau zice, am lăsat-o deoparte. Sesizezi expresia, am lăsat-o deoparte. Când lași deoparte ceva, mintea, de fapt, pune imaginea într-o parte. Nu mai e în fața ochilor tăi mentali. Pusă într-o parte, îi spune minții, nu mai e la fel de importantă. Și mintea, din momentul ăla, nu mai consumă aceeași cantitate de energie pentru acea imagine. Ce face NLP-ul, programarea neurolingvistică, zice, păi dacă se întâmplă astea în mod natural, nu? Pentru că se întâmplă, adică în timp ajungi să depărtezi imaginile. În timp ajungi să le lași la o parte. Dar dacă am face-o intenționat, cum ar fi? Ce s-ar întâmpla?
Știi ce se întâmplă? În momentul respectiv, în momentul în care noi facem intenționat aceste lucruri, mintea zice, a, ok, m-ai scutit de o treabă, ai făcut-o tu, mulțumesc. Și o las acolo. Pentru că una din întrebările oamenilor este, ok, dar nu mai revine acea imagine? Nu, 90% din cazuri nu mai revine. Rar de tot revine dacă, de exemplu, evenimentul a fost atât de tragic încât s-a transformat într-o traumă și atunci se lucrează un pic diferit. Există niște metode în plus, suplimentare, care rezolvă lucrul ăsta. Însă, dacă nu este o situație extrem de tragică, adică, ce să zic, pe o scală de la 1 la 10, să aibă valoarea 20, atunci se poate rezolva de fiecare dintre noi acasă. Ce te învăț acum sunt lucruri pe care, de altfel, le poți face, de obicei, când te duci la un cabinet să faci terapie și persoana respectivă e formată în psihoterapie, în NLP, știe să ți le dea, te ajută, te învață cum să-ți antrenezi mintea, să-ți stăpânești emoțiile. Din păcate, majoritatea oamenilor nu știu, nici măcar profesioniștii nu folosesc metodele acestea pentru că nu le cunosc. Știe toată lumea cum sunt plătiți profesioniștii în domeniul psihologiei în România și majoritatea nu își permit să acceseze asemenea cursuri pentru că sunt cursuri de formare relativ scumpe. Și, în general, lumea, la asemenea cursuri la noi vin oameni de afaceri sau oameni care chiar își doresc cu tot din adinsul să învețe dedesubturile funcționării minții și emoțiilor. Și atunci, uneori vin profesioniști, fac sacrificii și vin și feedback-ul lor este că, băi, e uimitor ce poate să facă mintea și metodele acestea sunt unice. Pentru că sunt după cum ai spus, pare atât de simplu și ai avea niște unelte care, de fapt, ai aceste unelte că sunt la tine, doar dacă recadrezi cum te uiți la anumite lucruri și eu, dacă am înțeles bine și am să te rog să mă ajut dacă mă încurc, deci e o alegere la ce să spui atenția. O alegi sigur. Cu ei, dacă vrei să spui atenția pe un eveniment negativ, vrei să simți, să-l retrăiești, să-l revezi sau să îl lași, cum ai spus, să-l pui deoparte sau să-l îndepărtezi și să-l faci mai închis la culoare. Problema este că suntem, societatea ne-a programat să fim predispuși să hrănim atenție evenimentele negative și atunci aceste imagini sau filme negative din viața noastră au prioritate în mintea noastră. Și din acest motiv, pentru că au prioritate în atenția noastră, prima etapă este să le îndepărtăm, pentru că altfel noi nu putem să zicem, ok, mi s-a întâmplat ceva care mă întristează, m-a părăsit iubita, m-a picat jobul pe care l-aveam, am pierdut nu știu ce. Toate aceste gânduri, cu cât tu te gândești mai mult la ele, tu îți blochezi mintea să se gândească la soluții. Deci, când un om se gândește la problemă și își repetă problema, își blochează capacitatea creierului de a se gândi la soluții. Noi, e ca un comutator. Noi nu putem să ne gândim în același timp, să repetăm în minte problema, sperând că vine soluția. Soluția va veni doar după ce ne detașăm de problemă. Niciodată în momentele de maximă, cu cât e suferința aia, tristețea, gelozia, frustrarea, frica mai mare, tu în momentul ăla nu găsești soluții. Tu soluția o găsești când te-ai liniștit un pic. Gândește-te la o situație în care ești extrem de tensionat și zici, băi, trebuie să găsesc o soluție. Și ce faci în momentul ăla? Zici, bă, trebuie să mă tensionez mai mult? Nu, zici, trebuie să mă liniștesc, hai să mă liniștesc un pic și atunci îți vine soluția. De ce? Pentru că mintea liniștită permite subconștientului să vină cu soluția, nu mintea agitată. Dar ca să ajung în această etapă în care eu merg către soluție, eu trebuie să scap de imagine, pentru că ea are prioritate, cum am zis. Și atunci cum scap de imaginea respectivă sau de film?
o îndepărtez, o fac alb-negru, o blurez, o fac mai mic. Acum îmi dau seama de un lucru, dacă îmi permiți. Ieri mă uitam la un meci de tenis cu Federer, cred că era redat cupa din Australia, oricum nu contează, o finală. Da. Și la un moment dat a și spus comentatorul, dar eram atent la ce ticuri, ce obiceiuri au jucătorii. Unii bat mingea de 3 ori, de 5 ori, iar Federer avea un tic care își dea așa cu mâna peste cum îi spune, sprâncene. Da. Să mă gândesc că era, cred, o ștergere a unui eveniment negativ, dacă pierdea ceva, ca să se repună în stare. Deci era, au și spus de lucrul ăsta, și după aia, uitându-mă la fiecare, când pierdea ceva ca să se repună în stare, să poată să continuă, făcea acest gest. Are sens? Da, bineînțeles. Noi avem asemenea gesturi de eliberare în mod natural. Pentru că niciun gest nu este doar gest fizic. El are o reprezentare simbolică și în mintea noastră. Știi? În momentul în care țin pumnul așa, de fapt, mintea mea zice, ești ferm, ești concentrat. Știi? Uite, dau un exemplu pe care îl dau de obicei la cursuri. Nu știu cât o să se vadă, dar îl fac cu mâinile. Știi? De exemplu, e finalul unui curs și eu întreb pe participanți, mai sunt întrebări? Ținând mâinile deschise, mai sunt întrebări? Sau, cum ar fi să fac așa? Mai sunt întrebări? Mai sunt întrebări? Ca un magician. Înțelegi? Deci, gesturile respective transmit minții celorlalți și minții mele comenzi. În momentul în care fac cu mâna într-un fel, dau la o parte ceva. Asta e comanda, asta e mesajul pe care eu mi-l dau mie sau îl dau celorlalți. Poziția corpului e o altă comandă. Poziția corpului, dacă stai așa sau stai așa, tu îi spui minții tale să schimbe starea emoțională. Îi spui minții tale că tu ai decis că vrei o altă stare emoțională. Atât de simplu e. Da, e extrem de postură, simplu, dar că, uite, oamenii nu au fost obișnuiți să cunoască, n-am fost antrenați, n-am fost învățați să cunoaștem asemenea metode simple, așa că am ajuns să hrănim și să ne focalizăm doar pe emoțiile negative, doar pe gândurile negative. Emoțiile, cum ți-am zis, emoțiile sunt un efect al imaginilor, al gândurilor noastre. Nu sunt, ele nu apar din senin. Întotdeauna când am o emoție, am emoția respectivă, pentru că cu o fracțiune de secundă înainte, sau cu o oră înainte, sau cu o zi înainte, am avut un anumit set de imagini mentale, un anumit set de gânduri. Am derulat în mintea mea un film, un anume film. Filmul derulat în mintea mea, diapozitivele din mintea mea, ălea generează emoția pe care eu o simt. Schimbate acele imagini, dacă nu mă mai uit în mintea mea la un film de groază, ci mă uit în mintea mea la un film de comedie, e normal că emoția pe care eu o simt va fi diferită. Problema, și mă întorc, problema este că suntem presați de societate să avem în mintea noastră știrile de la 5. Cât mai multe drame, cât mai multe tensiune. Ni se pare cumva normal, firesc, că atunci când am trecut printr-o situație dificilă, să mă gândesc la ea. Adică, ce înseamnă să mă gândesc la ea? Să o tot repet în minte. Să mă tot uit la acel film de groază, la acel film tensionat din mintea mea. Vreau să ne dăm seama că, de fapt, ne face mai mult rău decât... Ne face rău, ori noi de fapt, ce căutăm? Căutăm o rezolvare. Nu căutăm, nimeni nu caută, zice, băi, am trecut printr-un eveniment trist, aș vrea încă un an de zile să mă întristez din ce în ce mai tare. Nu, nimeni nu vrea asta. Când vin la mine și lucrez cu acești oameni, oamenii zic, vreau să scap de tristețe. Și zic, și ce faci toată ziua, de fapt, în mintea ta? Și zice, păi mă gândesc la situație. Și te ajută? Nu. Păi, și
ai putea să te gândești și la altceva? Unii zic da, cei mai mulți zic nu. Și atunci îi învăț să scape de imagine. Și după aceea e ușor să te gândești la altceva. Pentru că mintea e liberă. E liberată de acel, de acea furtună. De acel film de groază. Avem o întrebare, dacă poți. Da. Unde primești tu întrebările? În comentarii, dar nu cred că le vezi în momentul ăsta. Pe Facebook. Pe Facebook, da. Am înțeles. Ne întreabă Corina. Așa. Ar fi supra-solicitarea creierului cu informații de tot felul cauza insomniilor, aparent inexplicabile? Ba da. Sunt două cauze. Odată e cantitatea de informații din mintea noastră pe care creierul nu reușește să o proceseze în timpul zilei. Și atunci ce facem? O reluăm noaptea și mai e încă un element cheie. Persoanele care suferă de insomnie vorbesc, au un dialog interior. Deci spun, se pun pe pat, da? Să doarmă și zice, bă, Marius, dar ce zi ai avut astăzi? Bă, da, te amintești când te-ai întâlnit cu prietenul ăla al tău? Dar oare ce-a vrut să zică? Dialogul ăsta interior îl au strigând. Adică volumul vocii este foarte ridicat. Nu, păi încearcă tu, care nu suferi de insomnie, să dai la maxim televizorul care să fie lângă perna ta și dormi. Dar televizorul ăla e în afară, dar imaginează-ți că e în interiorul capului. Dă la maxim și culcă-te. Asta e, de fapt, insomnia. Ce se face? În programarea neurolingvistică, și am lucrat cu multe persoane care au suferit de insomnie, și eu am avut o perioadă scurtă, adică câteva zile maxim, aia nici măcar nu e considerată insomnie. Dar noroc că știam ce să fac. Știi? Am lucrat cu câteva persoane care sufereau de insomnie. Și ce le-am zis? Le-am zis, în prima seară, vorbește, zici, spuneți aceleași lucruri în minte, nu mă interesează, doar că fă-o cu o voce normală. Nu mai urla în mintea ta. Bun. A doua seară, coboară la jumătate volumul vocii alea care o folosea ieri. A treia seară mai coboară o dată la jumătate. A patra seară mai coboară la jumătate. Până când, într-o săptămână, ajungeau în mintea lor să-și șoptească. Și îmi spuneau, zice, băi, îmi lua ore, câteva ore să adorm, iar acum adorm în 10-20 de minute maxim. Pentru că în momentul în care tu îți vorbești în șoaptă, liniștea aceea din mintea ta te adoarme. Deci, mă reîntorc la cât de genial au fost ăștia doi care au inventat programarea neurolingvistică. Și fii atent ce au făcut. Cu mulți ani în urmă, aproape 40 de ani în urmă. Bandler și Grinder. Dacă până atunci psihologia era concentrată să studieze defectele persoanelor, adică studia insomnia, se uita la oamenii care suferă de insomnie și îi punea sub microscop, în ghilimele, insomnia. Ăștia ce au zis? Zis, bă, da, oare nu ar fi oameni care s-au vindecat în mod natural de insomnie? Ia hai să mă uit să văd cum au făcut ăia. Și dădeau anunțuri în ziare, așa au început, ăsta a fost începutul NLP-ului, dădeau anunțuri în ziare și ziceau, e cineva care s-a vindecat de insomnie? Vreau și să vorbesc. Și oamenii răspundeau, da, eu m-am vindecat. Și au pus cap la cap informații despre cum au rezolvat unii problema, nu despre problemă. Pentru că până la NLP, psihologia era concentrată pe hai să reiau problema. Ăștia au zis, bine, hai să mă concentrez să văd unde sunt soluțiile. Și s-au dus direct la soluție. Bineînțeles că NLP-ul nu este o psihoterapie, nu vindecă boli psihice, însă îți dă metode, instrumente concrete ca tu să-ți poți controla mintea. Adică lucrurile pe care ar fi trebuit să le învățăm la școală. Învățăm la școală să controlăm computerul, învățăm să controlăm mâna ca să scriem, învățăm să ne controlăm picioarele și să sărim, să mai știu ce să facem. Însă cel mai important element, instrument al nostru, creierul, nu învățăm să-l controlăm. Există un asemenea domeniu în care ne ajută să controlăm acest computer interior al nostru. Ok, sper că ți-am răspuns la întrebare.
Da, cred că și Corina a primit răspunsul. Deci, dacă ar fi să plecăm după întâlnirea noastră de astăzi, și îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să vii cu noi în această vacanță virtuală. Dacă ar fi să plecăm cu un singur lucru, este o alegere, cred eu, că e alegerea noastră pe ce punem atenția. Pe imaginile pozitive sau pe imaginile negative. Da. Și atât de simplu, putem să ne schimbăm starea și măcar cu 5%, dacă reușim, tot e un pas, dar sunt sigur că va fi cu mai mult. Da, ține de antrenament. Adică, ca orice mușchi, la început o să vezi că dacă astăzi începi și ai o imagine în minte care te deranjează și vrei să o îndepărtezi, o să zici, bă, dar parcă nu merge, parcă nu știu ce. Mâine când o să faci, o să fie mai ușor. Poi mine și mai ușor. După aia nici nu o să zici, bă, dar cum de mi-a fost dificil? Cam asta e. Pentru că mintea așa funcționează. Ăsta e marele avantaj, că există un domeniu care ne spune cum anume să putem să ne gestionăm mintea și emoții. Super tare. Da. Bine, Bellamy, îți mulțumesc eu mult de invitație. Dacă vreodată mai pot să fiu alături de voi, cu mare drag, oricând ne putem revedea. Îți mulțumesc frumos, Marius, pentru... Cu drag, cu drag. O zi bună! O zi bună, mulțumim! Pa, pa.